un procent provizoriu de peste 60% din voturi, Lia Olguța Vasilescu are asigurat un nou mandat în fruntea primăriei Craiova. Asta înseamnă că ceea ce am reușit să facem în ultimii 4 ani a fost pe placul lor. Eu îi asigur că voi munci cel puțin la fel de mult cum am făcut și până acum și mă voi bate pentru Craiova, indiferent care va fi guvernarea, pentru că este un oraș care trebuie să se dezvolte în continuare și mizez foarte mult și pe ceea ce se va întâmpla în toamnă, pentru că semnalul electoratului a fost foarte clar astăzi. Conform numărătorii paralele a partidelor, PSD are până acum în jur de 60% și la Consiliul Local Craiova. Principalii contracandidați, reprezentanții PNL, au în jur de 20% pentru Consiliul Local Municipal. Pentru mine este important ca cel care iasă primar să pună în practică promisiunile pe care le-a făcut în, să zicem, în campania electorală cel care va câștiga. În Craiova, Aldea a obținut în jur de 8% din voturi, atât pentru primărie cât și pentru Consiliul Local.